Ploieștiul se pregătește de cei mai rău, cu tremur puternic și explozie la o rafinărie. Autoritățile locale s-au întâlnit astăzi într-o ședință pentru a pune la punct detaliile unui exercițiu de alarmare publică, care se va desfășura la începutul lunii iunie. În conformitate cu planul activităților Comitetului Local pentru Situații de Urgență, acest exercițiu se va face pentru a vedea cât de bine stăm la capitolul intervenție în caz de maximă urgență. Văguțim pe 6-6, între orele 9 și 11, se va desfășura un exercițiu de alarmare publică, intervenție și evacuare. La ora 10 va suna sirena, care va transmite semnalul de alarmă la dezastre, compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare. În zona centrală se va interveni toată această zonă pentru limitarea și înăturarea efectelor unor situații de urgență, cu tremur sau incendiu, și pentru evacuarea persoanelor care desfășoară activitatea în palatul administrativ, iar în cartierul Mihai Bravo, în zona apropiată combinatului. Exercițiul acesta este important pentru noi că suntem ploiești. Ploiești cu pretenții de reședință, de județ. Concepția exercițiului este aprobată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Instituția Prefectului. Pentru pregătirea exercițiului până pe 6 iunie, când va avea loc simularea propriu-zisă, se vor desfășura activități pentru verificarea și aducerea în stare de operativitate a sistemului de înștiințare alarmare, astfel că vor fi acționate individual sirenele de alarmare a populației din Ploiești pentru intervale scurte, iar în ultima zi a lunii în curs, la orele 11, vor fi acționate simultan toate sirenele, timp de un minut. Oricând ne putem confrunta cu o situație dificilă la nivel de alarmare publică și la nivel de eveniment public, tocmai de aceea i-am dat importanța cuvenită și am convocat toți factorii interesați la nivel de top management, la nivel de conducere, astfel încât să pregătim exercițiul așa cum trebuie și să și conștientizăm rolul fiecăruia într-un astfel de exercițiu. Semnalele de alarmare a populației sunt semnalul alarmă aeriană, compus din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele, semnalul alarmă dezastre, compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele, semnalul prealarmă aeriană, compus din 3 sunete a 32 de secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele, și semnalul încetare alarmei, compus dintr-un sunet continuu de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.